O să scriu. Dați personal. Avem cineva de prezentanță excepțională? Hai să vedem, de câte îmi dau seama, doamna Popa sunteți, da? Da. Da, da, doamna la Popa să este... Să știm cine prezent. Și domnul Smolnițcu a venit doar să vadă cum funcționează structura și colegii din media. Ok. Așa. Dragi colegi, m-ați distanțat și eu, ca și cum aș face pasul de... Nu, doamna președinte întreba dacă sunt părțile și am spus părțile este doar doamna Popa ca reprezentant a unei părți implicată într-o plângere care va fi examinată. Dumneavoastră ați venit cu alți părți. Mă putem vizionă, mă am bucat să fac la accente. Putem, dar începeți ședința. Sigur că încep. Bun, bună ziua încă o dată. În acest moment avem quorum, de asta începem ședința. Agenda, ați văzut-o toți, avem 5 chestiuni pe ordinea de zi, dintre care două plângeri, o autosesizare, o adresare a Centrului Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal și alte două chestiuni la diverse. Dacă există propuneri, obiecții la agenda, la ordine de zi, vă rog. Da, referitor la diverse, să discutăm și situația cu sesizarea mea legat de media. Bun, dragi colegi, este o propunere. De acord? Da. Păi da, trebuie să spunem. Da, ok. Bun, așa. Bun, hai să mergem atunci pe chestiunile din ordinea de zi. Și prima este plângerea Direcției Generale de Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău împotriva Acțiune TV. Cei suntem mulțumiți de abordarea sau de afirmațiile unei jurnaliste Margareta Răducan, care a făcut un reportaj despre Direcția Educație. Din păcate, eu nu este așa. În available. În momentul ăsta eu încerc acum să găsesc... Internetul merge. Haideți să vedem, da, data și probabil la ei pe site este. Eu pe site acum, pe site-ul lor sunt acum. Dar ce l-au scos? Bine, da, aici am zis și eu de pe Accente de Moldova video. Da. Și nici aici nu este. Poate eu l-au scos? Poate asta a fost răspunsul la notificarea noastră. Până la urmă... Este în plângerea lor, dacă ea e electronic. Cumva, link-ul este dat pe Facebook. Corect. Și eu tocmai acum încerc să fac și acest lucru. Să mă uit așa, Direcția Educației, plângere. Și este link-ul pe Facebook. Cadem diferențe. Azi echipa noastră de fel. Ea trebuie învățat platforma online de scriere la credință. Pe urmă a fost până 2015, s-a făcut așa că până jumătate de ani să avem. Și deci pe mă spunea că trebuie făcut legătura cu guvernarea electronică, cu alte chestii. Și ca până la urmă să se dăblească ceea ce a spus de el, că de fapt nu a fost nicio pregătire serioasă, banii s-au utilizat așa cum s-au utilizat, dar cel mai mare întâlnirile a mea este toată. În toate noștri 2 ani de activitate, eu n-am văzut o sancționare serioasă la Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport. Și eu aș vrea am avut problema cu produse alimentare, problemă foarte gravă în instituție, ca până la urmă să plece două persoane cu expirarea contractului. Da, și am avut problema cu vacanțele, nimeni n-am întâlnit.
realizat cum s-au întâmplat pe grință și ce s-a făcut copiii cum s-a făcut. Am avut problema, Dinis spune că a fost rătat un grant de 20.000 de euro, bani importanți pentru un domeniu care spune veșnic că nu are bani. Da, și să jelui și nimeni nu a suportat consecințele. Platforma a fost lansată cu mare deci. Vreau să zic că nici eu nu înțeleg în calitatea mea de jurnalist cum poți să ai o atitudine atât de nepăsătoare față de copiii din Chișinău, pentru că astăzi echipa noastră de filmare, vă regia să vedeți acest video, am mers la direcție să vadă care este părerea direcției vis-a-vis de această platformă și să vorbim cu cineva de la direcție. Eu așa de fiecare dată, fiind cu speranța că la noi se schimbă lucrurile și oamenii înțeleg un pic altfel și de la noi se începe schimbarea, toate astea le înțelegem. Vreau să vă zic că, iată, vedeți și dumneavoastră, toate birourile erau închise, dar vreau să accentuez aici, era ora 14 și 30 de minute. Chiar dacă este zi scurtă astăzi, se presupune că oamenii s-au dus, dar vreau să vă spun, de fiecare dată când merge acolo, ușile sunt închise și oameni foarte puțin pe colurile direcției generale educației și medicii sport. Deci de această dată noi nu am reușit să vedem. Doamna Negrin am telefonat-o, colega mea de dimineață, doamna Negrin nu a răspuns la telefon. Mie îmi pare foarte rău cu direcția generală educației și medicii sport. Rămâne în această stare de atrofiere a atitudinii față de copiii noștri și noi suportăm consecințe. Și responsabilitate. Dacă facem un pic abatere de o regăință, dumneavoastră îmi trebuie cea care ne-a susținut probleme și inițiative și știți care este, care a fost întotdeauna atitudinea. De până la problema alimentației, până nu a constatat cineau și până nu au fost lansate cele scuturi audio, cele fragmente audio în care s-a dovedit că da, sunt lucrat, să fie puțin admirate, toate încercări noastre de a demonstra acest fapt și de a solicita responsabilitatea au fost egale cu zero, nu s-a direcționat pe ne-a, ne-a sedeau cu totul bine. La acest moment a fost cu sistemul e-grădinițe. Eu cred că, până la urmă, plângerea se referă doar la acest aspect. La, da. Și dacă vă uitați, vă rog frumos... Doar la bucățica asta da. În care afirm că nu era da. La lucru. Și vă rog frumos să vedeți în ce scrie în plângere, justificările pe care le dau reprezentanții Direcției Educației este că ziua de 6 aprilie a fost zi scurtă conform prevederilor codului muncii și a contractului colectiv de muncă. Eu citesc asta pentru că reprezentanta a spus că nu poate veni pentru că are lecții la facultate. Cu toate acestea, șeful interimar al direcției și alți angajați s-au aflat la locul de muncă până la ora 16.30, lucru ce poate fi demonstrat din înregistrările camerelor de vedere ce monitorizează holurile direcției. Jurnalista afirmă că mereu angajații direcției nu sunt la locul de muncă și ușile sunt închise, că pe holuri este puțină lume, continuând cu comentarii denigratoare, ceea ce contravine codul deontologic al jurnalistului. Ei cer postul de televiziune Accent TV scuze publice pentru afirmațiile nefondate și denigrate. Eu vreau să vă informez că, în conformitate cu regulamentul, am transmis pe adresa electronică a postului de televiziune Accent TV, pe data de 27 aprilie, o notificare în care am spus acest lucru, am expus esența acuzațiilor și le-am solicitat ca până la data de 7 mai să vină cu o poziție, cu o opinie vis-a-vis de aceste acuzații, însă n-a venit niciun răspuns și atunci am contactat-o pe prezentatoarea Margarita Răducan și am dovada faptului că cel puțin mesajul a ajuns pe adresa ei, contului ei de pe Facebook, iarăși nu a urmat nicio reacție. Ce oră trebuie să lucreze lumea în zi scurt, ce știu? O oră mai devreme. 8, 8 jumătate și nu, deci conform legislației, până la ora 5 ei lucrează cu o oră mai devreme, conform legislației zi scurtă, înaintea zilelor oficiale de odihnă, da? Asta înseamnă că până la 4, logic. Vitalie, tu ești. Nu știu. Haideți să spunem altă problemă. În primul rând, să cere scuze publice în caz de față competența Consiliului. Să oblige să ceară scuze. Și scuze să cere în caz de injurii. Ca o formă de redresare. Dar ei s-au adresat oricum televiziune pentru asta. Să vedem dacă sunt încălcări de codii. Materialul a ajuns la noi trebuie să ne uităm toate scuzele dacă corespunde, da.
Bine, pe de o parte... Nu uitați să semnați în lista, inclusiv... Pe de o parte, jurnalistul are drept de despre care... ce vede și dacă într-adevăr... Chiar dacă e o părere subiectivă, este... Da, dar el... E bun, o părere, este un fapt de valoare și dacă are scient substrat factologic, atunci... Eu cred că aici să începem a număra câte uși erau închise sau... Bun, dacă și problema ar fi dacă această părere nu este una excesivă, da? Da, eu tot asta... Ca generalizat. Da, e puțin totuși tendențios interpretat faptele, că niciodată nu sunt lui, da, că niciodată nu sunt, cum poți să ai așa atunci în față de copii? Au văzut o situație singulară, dar au generalizat-o la total și la autor. Bine, nu-i la subiect, dar lor li s-au adus atâtea acuzații și asta nu i-a deranjat. I-a deranjat numai faptul că au zis că nu sunt la lucru sau cum. Pe de altă parte, reporterul, din câte am văzut, a arătat că ușa la Viorica Negre, care este directoare, e închisă. Și au zis că au sunat și n-au răspuns. Da, dar direcția nu ne explică la ora ce e, de exemplu, unde. Dacă ar fi vrut să elucideze până la capăt cazul, poate era cazul să ne spună că... Doamna Negrei, la moment nu era, dar era în altă parte. De altă parte, putem presupune că era, nu știu, oriunde altundeva, în calitatea ei. S-a întrepasat și s-au dus la ședință la primărie. Da. Când nu avem toate datele probleme. Nu știu, adică ceea ce putem doar să atragem atenția, iarăși, să nu operăm cu generalizări și cu... Eu tot atâta timp cât noi nu avem dovezile, că ei spun că camerele de supraveghere arată... Dar nici nu-i treaba noastră să vedem investigații de pe camerele de, și să cerem jurnaliste să ne spună cât e exact cum și erau închise. În acest moment, deontologic scrie că jurnalistul își exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind la informații pe care de bună credință le consideră adevărate. Și ei arată că trag ușa, o telefonează și nu răspunde și respectiv au constatat de că... Și zic, eu nu știu dacă trebuie să constatăm încălcarea codului pe puncte, poate doar să atragem direcții, putem să-i sugerăm inițial să... Chiar corectarea erorilor, dacă sunt erori. Dacă sunt, dar nu văd cum, n-au cum să corecteze erorile. Da, s-a expus într-o emisiune, a încercat să sune pe doamnă, probabil inclusiv pentru a-i lua o opinie, de ce nu este la locul de muncă, nu a răspuns. Putem atrage atenția, cum ziceam, că să nu se opereze cu generalizări în baza unui caz singular. Apropo, eu vreau să, poate, sigur că nu este în contextul, dar și în contextul acestei discuții, la noi acum... Și avem numeroase cazuri când jurnaliștii spun în emisiune că l-am contactat pe X sau Y, dar el nu a răspuns la telefon, dar în realitate nici n-au făcut lucrurile. Asta e... Acum, prezumăm că s-a făcut, într-adevăr. Nu, dacă nu s-ar fi făcut, mă gândesc că în adresarea către Consiliu, ei ne spuneau lucrurile. Că nu ne-au spus. Dar noi pentru ce suntem? Pentru a asculta. Dacă vreți să urmăriți, urmăriți-ne, vă rog, dar discuția este între membrii Consiliului. Și propunerea era, pe care eu o susțin, să nu constatăm încălcare, dar să atragem atenția că ei, totuși o mică tendențiozitate și datorită acestei generalizări, este, da. Ei au putut proba, doar că la moment ce la ei nu erau la lucru, dar nu că în general... Dar nu avem punct pe generalizare. Nu, vezi încă că ei... Tocmai asta nu constatăm, dar atragem atenția în decizie. Moderatoarea la un moment dat spune că direcția nu-i bază de copii, știi? Și asta este o chestie... Punct de vedere a unui moderator. Bazat pe un fapt care într-adevăr s-a produs, este adevărat. Erau ușile închise. Dacă nu e ușa închisă într-o zi de lucru înaintea asta Paștelui... Asta nu înseamnă că nu-i pasă de copii. Asta nu pasă de copii. Poate taman că e pasă de copii, s-a dus să-i fac pască. Sau ca să faci asemenea afirmații, cred că îți trebuie cel puțin de câteva zile, câteva ori să te duci să găsești ușele închise. Să dormi la ușa... Ei! Ok, ce propunere aveți? Scuzați, doamna președinte. Da, propunerea, am zis, să emitem o decizie în care să le, apropo, sugerăm să ceară... Dacă ei consideră că le-a fost, că... da... Le sugerăm drept la replică sau... Se ceară drept la replică? Nu se ceară scuze publice. Nu, scuze publice nu se discută. Să-și expune punctul de vedere. Asta trebuia să ceară... Deci sunteți de acord să le sugerăm să ceară drept la replică, care să fie expusă în emisiune? Mai și este asta în obligația legală de canalul de televiziune, dacă se putea să ce spuneți? Nu, mamă.
Dacă a trecut atâta timp, din punct de vedere legal, canalul este obligat sau deja nu? Acum, din punct de vedere legal, dreptul la replică mi se pare că se acordă în 20 de zile de când a fost publicat sau el trebuie să află fi publicat. Dar, din punct de vedere deontologic, acest drept nu expiră niciodată. Asta înțeleg, dar când expiră un termen... Hai să nu generalizăm. Eu pot să mă uit acum ce spune exact legea. Dar spunem altfel problemă. Când expiră termenul legal, atunci nu poți recurge la forța coercitivă a statului... Dar noi nu limitim deciziul public. Da, dar oricum, dacă... partea. Dorește, poate să execute. Da, deci da, noi, urmez. Treaba noastră, doar sugerăm, noi nu putem da, cere nimănui nimic și să constatăm exagerarea. Să constatăm sau să recomandăm? Să recomandăm. Chestiunea care întrebarea e relevantă este să nu generalizeze bazat pe cazuri singulare. Deci asta, da, asta e chestii să... care întrebări relevant. Deja... dreptul la replică, eu cred că doamna putea să-l ceară și așa. Da, dar cu generalizarea noi nu avem făcut. Dar nu constatăm un punct în călcare. Inga, noi doar mai avut decizii în care doar asta se propune să nu fie o mandatare expresă a încălcării codului. Cam examinat și recomandăm. Jurnalistul ar trebui să depună toate... prin toate modurile posibile să găsească un pens. Nu e straniu, dar în cazul tău, noi nu știm. Erau ăștia plecați, nu erau, erau plecați și treabă sau nu. De ușă, pe ok, dar noi nu știm. Au fost făcute demersuri telefonice anterior prin care... Zis că da și nu răspund. Dacă vă scuze ca să încheiem problema asta, codul audiovizual în articolul 16, dreptul la replică, punctul 3, despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmitere. Asta ca să știm, ca să... Dar sigur că noi nu ne interesează chiar atât de mult. Deci, scriem despre dreptul la replică în decizie? Totuși, sugerăm dreptul la replică în decizie? Înțelegi că noi acum, într-un fel, eu, de exemplu, n-aș sugera pentru cazul ăsta și te explic de ce. Noi o să încercăm să apelăm la etică, dar într-un fel știi, parcă ne-am bate joc de omul ăsta, care știm că legal în principiu, eu spun, băi, 20 de zile se face, că putem nu-i relevant și tot așa. Ludmila, dar de altă parte, direcția ar trebui să știe că întâi de toate să încerce să rezolve problema asta cu instituția de presă nemijlocie, pe urmă să adreseze. Totodată, din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră vedeți că este o încălcare, atunci trebuie să recomandați drept la replică. Dacă nu sunteți siguri că asta a fost o încălcare de adevăratele, atunci mai bine să o omiteți, ca și cum sugerând drept la replică, ca și cum statuați faptul că există o încălcare. Nu, eu nu cred așa. Dacă ei s-au simțit oarecum lezați, dar că nu și-au spus punctul de vedere, asta e. Cred că tot au dreptul să... Bun, ea acuză lucruri grave aici, comentarii denigratoare. Deci, atunci l-a spus ce-ar trebui la replică. Da, e făcut irresponsabil. Bine, comentariul denigrator probabil de este această afirmație, că n-au chiar așa atitudine să aibă față de copii. Este o emisiune în care se discută, din câte înțeleg, multe lucruri mult mai grave care s-au întâmplat pe parcurs. Și ceea ce spune prezentatoare, cumva e generalizează, bazându-se și pe alte chestii. Da, de pe alte chestii. Nu neapărat că nu erau atunci la lucru. Asta e doar un mic episod, că ei s-au dus să iau replică referitoare la alte lucruri. Și ei n-au fost la lucru. Da, de fapt acolo e vorba de multe alte chestii. Da, și ei n-au fost la lucru și ei asta ca ceva suplimentar. Uite, asta tot e o dovadă că ei în sunt în cazul ăsta chiar cred că ar trebui de sugera drept la replică. Să-și ceară dreptul la replică. Pe mine o leacă... Mă pun pe gânduri că oamenii sunt deranjați că nu erau la lucru. Probabil cineva dintre șefii zic că da, unii erați, nu știu, presupun, putea să fie. Și nu sunt deranjați de toate celelalte lucruri care au fost în emisiune și înțeleg că e vorba și de alimentația copiilor și de altele. Acuzațiile sunt destul de grave. Eu nu știu cine este doamna invitată acolo în studiu, dar văd că acuzațiile sunt grave. Așa că suntem și noi mai... să fim mai catolici decât papa de la Roma. Și fac referință și la... comentariile sau, mă rog, moderare sau lipsă comentariilor. Da. Partea asta cu denigrătoare și așa mai departe. Care comentarii? Nu. Se referă la comentariile moderatoare. Nu comentariile pe site. Da. Că moderatoare ar fi comentat într-un context pe care ei îl consideră denigrator.
Atunci recomandarea deci, fie să nu generalizeze și să... Deci avem o decizie în care facem două recomandări. Unii părți să ceară drept la replică, dar altei părți să fie mai respecte acuratețea, da? În moderarea și să nu generalizeze baza unui caz singular. Sau unor presu. Nu știu, că aici ori se pare că judecata de valoare este excesivă. Da? Adică asta deja nu face apreciere. Asta tu deja par face o pledoarie în instanța de judecată că a fost excesivă. Nu, să recomandăm să nu generalizeze. Deci noi, dacă eu am înțeles corect, punctul întâi ar fi... Supărare excesivă și de o parte și de alta. Punctul întâi ar fi că, virgulă, Consiliul de Presă recomandă postul de televiziune Accent TV să respecte principiul deontologic al acurateții prezentării informațiilor, să nu generalizeze situațiile pornind de la cazuri singulare. Da. Da? Da. Și al doilea, Consiliul de Presă recomandă Direcției Educație să solicite drept la replică dacă consideră că conținutul îi afectează imaginea, iar postului să ofere drept la replică dacă va fi solicitat. Sau... Cred că ne oprim. Ne oprim la prima, da. Să solicite drept la replică. Ok, haideți să votăm. Ok. Așa, următoare chestie. Vot unanim, apă, da? Plângere doamnei Ala Popa împotriva ziarului de gardă. Toată lumea probabil a citit atât plângerea cât și explicațiile care le-a depus ziarul de gardă la Consiliul de Presă. Avem în sală reprezentanții ambelor părți. Dacă vreți să adăugați ceva la cele scrise în notele pe care ne le-ați trimis, poftim. Deci principala pretenția dumneavoastră este că a fost divulgat. Așa. Ceea ce spunea, pot să comunică, am adresat cu o plângere și la Centrul Național de Protecție pentru Datele cu Caracter Personal. La moment, chiar astăzi dimineața, deci prin scrisare, că n-a fost, au prelungit termenul pentru examinarea acestei plângere. Adică ceea ce mai am văzut suplimentar pentru ce ține de ziarul de carte. Suplimentarul ce ține de încălcări, nu sunt cele de relatație în plângere, ține integral și... Ok. Dragi membri ai Consiliului, avem întrebări către doamna Popa. Eu vreau să spun ceva. Atât timp cât noi suntem colegi de breaslă, sunt și avocat și doamna avocat, unul la mână, doi la mână. Participăm împreună pe baricade diferite pe marginea unui dosar, da? Și să nu fie interpretat că votul meu sau argumentele mele vor fi ca răfuială sau cumva pentru celălalt dosar sau ceva, deci, eu să mă abțin. Nu particip la vot. Okay. Nu particip la vot, dar la discuții curtim. Dar la vot nu. Okay. Prin discuții poți să implicați. Păi atunci... Dacă te abții, abține. Adin Raza. Eu pot să ies. Noi îți permitem să stai aici, dar... Da, da. Da. Scuteți-l primul rând de acolo. Scuzați, eu să m-am accesat articolul despre care este vorba. Să vreți să ne liniunțați. Nu, eu dar am accesat articolul ca să fim în tema, da. Ok, bine. Membrii Consiliului, doamna, vreți să spuneți ceva? Cred că noi am prezentat la scrisoarea noastră și deocamdată am să-ți vă discuți. Bun. Noi avem aici un compartiment întreg în curiculum tonologic despre viața privată. Bun, eu pot să... Bine, încep puțin. Probabil voi avea o întrebare. Eu personal văd, de fapt, o singură propoziție acolo care ar fi problematică. Da? Asta cu divorțul și custodia copiilor. Da? Asta e. Asta. Dacă redacția ar fi eliminată această propoziție, dumneavoastră? Asta și se înținează și nu mai fiu plecată. Da, ați încercat să vorbiți cu redacția mai întâi, să solicitați să scoată asta? Cu ziarul de carte? Da? Nu, am respectat strict dreptul, așa cum prevede legislația în vigoare, fără a contacta, fără a solicita. Uh-huh. Deci atâta situația în care a fost încălcată, să-și recunoască încălcarea acestui drept, pentru că nu este la prima batere din câte... Înțeleg. Dacă... Și ca pe persoane să cunoască, adică, de fapt, cauzele divorțului în cazul unor funcționari de stație nu presa.
Prea multe merite puneți presie dumneavoastră. Așa. Dar dacă redacția acum ar scoate această frază despre divorțul și custodia copiilor, atunci ar fi ok? Eu nu văd o problemă că este divorț. Stați puțin. În context, această informație despre divorț este relevantă, pentru că, din câte înțeleg, ziarul de gardă a scris nu despre divorț, nu interesează divorțul și viața privată a avocaților, procurorilor, judecători. Da, e de... Și pentru că declarația de avere este pentru 2017. Divorțul a fost în 2016, în octombrie. Deci, dumneavoastră, trebuia să vă regăsiți cumva în această declarație de avere. Poate era în plus, da, poate era în plus custodia copiilor. Dar că e din cauza divorțului nu se regăsește în declarație. Ce merge vorba despre divorț trebuia făcut public în situația în care mă afectează pe mine și copiii mei. Ceea ce ține de domnul Popa urmea să spună date strict, divorțat. Ceea ce ține de Ana Popa, avocat, doi copii, de cine a rămas în întreține și care a fost inițiatoare, este o dată acolo, caracter personal, privat, intim. Declarația de avere este numele soției de regulă în declarație de avere? În cazul divorțului nu este. Nu, în declarația de avere, de regulă, nu este numele soției. Nu e. Numele soției sau fostei soții tot putea să fie relevant. De ce? Pentru că dacă dumneavoastră erați o femeie de afaceri, de exemplu, sau soțul, fostul soț, ar fi declarat niște bogății mult mai mari decât îi permit salariul de bugetar, este relevant să spui că ca să pot sugera de unde, că noi presupunem de unde el a putut. Dar uitați, soția are, de exemplu, firme care sunt bogate. Deci este relevant uneori pentru materialele în care figurează funcționari sau bugetar, să spui, să menționezi că, uite, sugerând asta, că omul n-a furat. Doamna spunea că nu era relevant să spui că, iată, este avocată și așa mai departe. Da, eu sunt de acord. Putea să fie relevant. Deci, declarația, hai să vă zic din cealaltă calitate. Da? În declarație nu apare numele soției dacă persoana este în divorț. Legat de avere și mai departe, e problema lui. Cum și-o generează și mai departe. Dar până la divorț, este indicat numele soției în declarație de avere? Da, sigur că da. Și tocmai că ziarul se referă la o situație pre-divorț. Numele... Dacă noi vorbim de avere și mai departe, ce au copiii numele soției? Nu, eu cu copiii de acord. Nu, rămas la nume. Nu, nu merge la copiii. Eu cred că... Nu copiii sunt de trebuie de menționat numele și profesia... Uite, până la că au divorțat în 2016 și de aia nu se mai regăsește, este ok. Mai departe, cu cererea a fost depusă, cred că deja această propoziție chiar era în plus, nu are nicio relevanță, nu are... Pentru public nu prezintă... Who cares? Cine a inițiat cauza, unde e domiciliul copilului? Deci, de la cuvântul cererea și până la mame, deci este o informație inutilă, nerelevantă. Părerea mea este că propoziția cererea a fost depusă de avocat, iar Popa a acceptat divorțul, este relevant în contextul unei investigații jurnalistice, pentru că poate să prezinte anumite link-uri referitor la averea lui. Ultima propoziție, eu sunt 100% de acord. Bine, Pietru, dacă era relevantă, să nu trebuia să urmeze alte informații care ar proba relevanța. În cazul dat, simplu s-a aruncat că ea a inițiat, el a acceptat. Da, chiar și în forma asta, cine a inițiat și cum a inițiat, astea sunt detalii. Îmi pare rău. Dacă el era să fie relevant pentru ceva, arătați-mi pentru ce ele au fost relevante. Oamenii care fac investigații, ei știu mai bine. Stop, o secundă, cu viața personală, haideți să nu exagerăm. Da. Noi vorbim acum despre o persoană cu o demnitate importantă în statul ăsta și această investigație este legată de proprietățile lui și a membrilor familiei lui. Și, exact, și legată de anul 2016, când a... Nimeni nu neagă, nimeni nu pune sub... Păi eu iată zic, cu viața privată nu cred că ține. Nu, de acord. Ține de copii, asta 100%. Ține de copii și cu cine inițiat, eu sunt de acord. Către stimați membri și domnul secretar al Consiliului. Care este relevanța în cine a inițiat acest divorț în partea de avere a acestui mare funcționar în statul Republicii Moldova? Eu văd în asta relevanță, dar să ne spună reprezentanții. Care? De exemplu,
Nu, nu, eu vreau să întreb, ce ar fi fost mai relevant? Că dumneavoastră o inițiat sau că dumneavoastră? Uite, eu, dacă... eu așa văd, eu așa văd. Dacă domnul scrie că doamna a inițiat și domnul a fost de acord cu divorț. Da. Și ea sunt mari, sunt puști și atunci mai relevant, oricum. Deci în contextul care, mai departe, nu urmează. Deci, dezvăluirea la detalii din viața personală sunt absolut ok în cazul în care ele duc explică la ceva, ceva, da, explică ceva, justifică ceva și argumentează. Asta, deci așa s-a prezentat doar, da, cine a prezentat cererea, cine a acceptat-o și unde stau copiii. Așa. Și mai departe nu urmează absolut nimic despre acest cuplu și atunci eu tot nu văd care e relevanța acestei propoziții, de la cererea până la mami. Ea este inutilă în acest tocmai text. Tocmai de asta dacă ar fi eliminată această frază, dacă s-ar rezolva, da, cu pretenții. Această frază asta este problema. Punct. A doua, argumentele ziarului de gardă sunt că aceste informații se regăsesc, sunt deschise în hotărârea de judecată care este publicată pe site-ul instanțelor de judecată. O întrebare, dumneavoastră, dacă vă deranjează că au apărut în ziarul de gardă, nu ați încercat să solicitați să fie retrasă această hotărâre de acolo? Sau? Hotărârea care este publicată sunt scoase numele. Este depersonalizată, da. Depersonalizată. Dar vedeți, deci voi trebuie înțelege despre cine este vorba. Zic, da, cui trebuie înțelege despre cine este vorba. Deci, reportul e oricum, chiar și cu datele de personalizare. Dar nu înțeles că este vorba despre dumneavoastră. Deci, în cazul de ce trebuie să fie, da? Chiar și dacă sunt de personalizare, de ce trebuiau să fie publice făcute? Așa, o hotărâre. În hotărâre nu este scris, sunt scoase datele. Pentru ce? Care este informația ce ține de averea în viitor? Absolut, adică eu nu văd nicio referință. Nu vorbim, da, noi faza cu relevanța am discutat-o deja. Acum discutăm argumentul că informația a fost luată din surse deschise care a fost că dumneavoastră nu vă deranja, dar iar vă deranja. Păi e de personalizată numele dumneavoastră. Stimați colegi, da, vreau să pun o singură întrebare. O să de una reieșim din interesul public. Putem, da, să vă întreb, noi știm viața acestui cuplu. Dacă acolo au fost, cine știe? Scandalul de lucru. Nu știi care a fost tratament. Și așa nu mai uitați că este transmisiune în direct. Și care? Eu mai pun întrebarea, da? Eu nu știu, eu nu afirm, eu pun întrebarea, da? Atunci, credeți că o persoană care la un moment dat poate vrea să divorțeze pentru că nu mai vrea să aibă de-a face cu altă persoană, își mai dorește să mai apară după asta și prin presă, întrebându-ți la ei și-o împărțit averea între ei sau cu? Iată. Dar nu e vorba despre averea, nu se vorbește. Păi eu stau. Nu, secundă, o secundă. Aici nu se spune cum au împărțit și cum n-au împărțit. Aici, pur și simplu, într-adevăr, eu o susțin pe Olga, aici deranjează cine a depus cererea și cui au fost transmiși copiii. Aici nu se deranjează în viața privată, care o deranjează și ea. Asta nu aduce niciun plus valoare ca să înțeleg eu care a fost... Dacă ar fi urmat ceva informatic, uite, după divorț, doamna Popa a rămas cu 150 de miliarde de dolari care nu poate să justifice, asta probabil ar fi relevant. În cazul dat, da. Dar în cazul dat nu mai urmează nicio informație și atunci această propoziție... Da, zic că numai asta voiam să întreb, dar în explicația ziarului de gardă nu există. V-a trezit, autorilor le-a trezit ceva suspiciune, faptul că nu a trecut-o pe doamna Popa în declarație după divorț, da, sau... Probabil suspiciuni trezesc foarte multe divorțuri a unor înalți demnitari, care se întâmplă deseori fictiv. Eu nu zic că noi putem demonstra sau că acesta este anume acest caz, dar este un subiect aparte. Câți demnitari acceptă niște divorțuri fictive pentru a rezolva niște probleme cu averii? În cazul ăsta, înțeleg în cazul ăsta, bazându-se într-adevăr jurnalistul pe cazuri de genul ăsta, a considerat necesar să dea detaliul ăsta, dar cred că totuși s-a exagerat. S-a exagerat, trebuia cel puțin o dovadă. Nu știu, sunt cazuri în care erau divorțuri, dar oamenii locuiau într-o casă sau așa ceva. Exact, când există o bănuială și tu sari și ai găsit probe care s-au gândit că au bănuială, prezint, dacă ai văzut și n-ai găsit nimic,
nu mai eu pot să vă dau un exemplu. Au fost exemple de investigații când judecătorii concubinau, dar oficial erau în divorț. Păi asta trebuie să urmeze aici, Alina. Exact. Pentru a ascunde... Aici se ridică o suspiciune care după asta nu se justifică. Dacă nu s-a justificat suspiciunea, atunci această informație și nu trebuie să se regăsească ei de vorba aia. Am avut o bănuială, nu s-a adeverit, atunci îngeri și mai menționez. Pentru că nu s-a adeverit. Doar pe informații publice. Este așa, dar mai este și Totodată, faza asta cu divorțul efectiv, că Viorica este aici, în Moldova, urată s-au publicat foarte multe investigații, după care oamenii au divorțat efectiv ca să-și ascundă interesele. Și din punctul meu de vedere, chiar dacă jurnalistul nu a demonstrat lucrul ăsta, fraza asta nu face decât să constate un fapt. În oricare altă țară, haideți să luăm europeană, dacă are loc un simplu fapt, că a avut loc un divorț, că este inițiată o procedură de divorț și este indicată care dintre părți o pornit divorțul, nu, de ce asta trebuie să reprezinte neapărat o imixtiune în viața privată a unei sau altei părți? Din punct, eu. Atâta timp cât autorul a utilizat niște date publice din hotărâri de judecată care sunt afișate pe site-ul instanței de judecată. Dar în același timp, jurnalistul este obligat să proceseze datele, chiar dacă vine multă informație, este la vedere. Există copilul, nu figurează. Da, este numele părinților. Este numele, da, este doamna Popaș, efectiv. Foarte ușor, da. Măcar, eu, de exemplu, sincer, nu știam cum se numește până citea acest articol, numele fostei soții a domnului Pop. Acum știu. Acum, da, chiar nu era în temă. Nu, da. Nu eram în temă, acum știu. Să facem o sinteză la cele ce am discutat acum. Înțeleg că majoritatea membrilor ar fi de acord să recomandăm ziarului de gardă să scoată propozițiile de după în octombrie 2016, da? Eu înțeleg că asta solicitați dumneavoastră, iar membrii ce spun? Da, eu cred că aici ar fi suficient să ne oprim. Și să recomandăm și constatăm emisiunea viața privată, articolul 4.3.2. Nu văd emisiune în viața privată, este un... iarăși un soi de exagerare. Sunt niște detalii care din viața privată, care sunt și afectează s-a condus jurnalistul, jurnalistul s-a condus de faptul că interesul public prevalează, eu cred, și nu văd reavoință. De acord cu ce a spus Viorica, trebuie procesate informațiile pe care le are. Da, dar hai să nu dăm cu bâta când nu-i cazul, nu știu. Bine. Putem doar recomanda excluderea acestei, să constatăm, nu știu, iarăși un soi de exagerare și să recomandăm excluderea acestei fraze. Bine, cred că trebuie luat în calcul și argumentele ziarului, că totuși sunt date deschise, care le-au obținut de după gard sau dintr-o hotărâre de judecată, absolut disponibilă. Dar în hotărâre nu scrieți ca avocatul alopă, ce vârțează. Nu este scris acolo expres, dar este clar, chiar și dacă numele dumneavoastră acolo este șters din... Toată lumea care, în special jurnaliștii care scriu despre actul justiției în Moldova, cunosc lucrul ăsta. Dacă nu cunoaște Olga Manole, asta nu înseamnă că nu se cunoaște în spațiu public. Înțelegeți? Deci lucrul ăsta este un fapt cunoscut, mai ales la calibrul fostului dumneavoastră soț și funcția pe care au deținut-o. Mi se pare absolut normal ca jurnaliștii să cunoască acest fapt. Iar că o blurat sau o procesat judecătoria în numele dumneavoastră, nu înseamnă că din hotărârea judecătorească nu reiese că dumneavoastră ați intentat procesul. Ori acolo mai jos scrie, domnul Smolenski. Acum, dacă vreți să ieșiți, puteți să ieșiți, dar nu este corect. Deci, cazul precedent, dumneavoastră ați prescurs cazul ăsta. Domnul Smolnițchi, permiteți, vă rog, membrilor Consiliului să lucreze, da. Mulțumim. Mulțumim tare. Mulțumim. Mulțumim tare mult. La revedere. Deci, doamna Popa, deci faptul că
acolo în această decizie nu este protejat numele dumneavoastră. Mai jos doar scrie că domnul Popa a solicitat examinarea în lipsă. Deci logica lucrurilor... Ce ține de domnul Popa? De acord, scrieți. Ce ține de doamna Popa că a solicitat divorț? Eu am solicitat de două ori divorț, deci nu s-o scrie. Nu. Și dacă era atât de interes mare pentru averea lui Popa, putea să mai scrie și alte ceva. Dar la moment eu consider că în momentul care a venit cu o recomandare să scoată, deci se admite faptul că s-a făcut o încălcare. Sunt niște date despre viața mea privată. Ceea ce nu ține de amintivitatea și datele de averea lui Igor Popa. Ce ține de datele de dumnealui sunt alte date, care se pare de verificat averea sau nu știu ce. Cu ce recomandări veniți în situația în care nu se constată încălcare? Atunci nici nu par vine recomandarea. Nu, noi am făcut recomandarea, așa că... Bun. Eu vă propun să facem referință la punctul 4.1, care este în general și da. Respectarea dreptului la viață privată și demnitate la persoane. Dar în ce vedeți imixtiunea în viața privată aici? În faptul că s-a indicat numele fostei soții? În ce vedeți? Dar de ce exagerați chiar așa? Nu, în faptul că s-a indicat cine. Ce? Ce, domnul membru al Consiliului? Ce vreți să spun? Nu, eu nu înțeleg de ce se indică, dar lucrurile sunt foarte clare. Este de interes informație care este de interes. Domnul, prezideți ședința sau ce sunt? Eu participi conform statutului, domnul Țăra. Noi am discutat. Obiecția este că s-au dat detalii despre cine a inițiat divorțul și doamna consideră că nu sunt relevante. Este o crimă, este o infracțiune, este o chestie ușoară. Bine, poate că detaliul, doamna Grosu, poate că detaliul cine a fost inițiatorul deranjează pe oamenii vizați. Și respectă acest drept. Bun, poate și cineva din noi nu vrem să știm cine a inițiat divorțul. Doamna tocmai asta zice, ea nu vrea să spunem la toată lumea. Când îți asumi o viață în doi cu o persoană publică, îți asumi și alte riscuri. Este o chestie, da. Este o chestie, da. Mă rog, nu cunoaște contextul și nuanțele vieții personale și a divorțului. Dacă doamna spune că o deranjează, înseamnă că așa este. Asta e prima obiecție. A doua este că s-a spus cui au rămas copiii. Și asta poate deranja și copiii și părinți, și pe părinții lor. Deci astea sunt cele două obiecții și până acum tot am discutat că ele, de fapt, nu erau prea relevante pentru averea procurorului, domnul procuror. Dar prin ce îi poate deranja pe copii? Dacă ei sunt cum... Bun, noi îmi pare că exagerăm. Alina, și acolo, și aș spune ce deranjează. Chiar v-aș spune foarte multe. Copilul meu deranjează exagerat de mult, pentru că noi am promis că o să încercăm să nu divorțăm. Copilul meu este distrus și până ziua de azi mi-ați spus, mi-ați promis. Și copilul meu este foarte deranjat. Da, nu, lăsați. Deranjat de divorț sau deranjat că cineva a scris în presă? Că cineva a scris în presă. Și el nici nu știa că există un divorț oficial. El știa că părinții stau separat. Și acum apare întrebarea, de ce copilul meu trebuia să fie traumat pentru această publicație? Stați puțin, eu vă înțeleg omenește, dar iarăși, Igor Popa este o persoană publică. Da, faptul că, stați puțin, faptul că s-a scris, că nu a prezentat, nu a scris în declarația de avere, nu a trecut și soția cu care a divorțat cu o lună, două în urmă, asta deja este... Asta este relevant, nu vă supărați. De ce nu vă mai regăsiți în declarația de avere? Asta e revoi, dar nu trebuie să spună toate datele și informații. Ok, asta încercăm și noi acum să spunem că s-a exagerat la prezentarea detaliilor. Și asta demonstrează că nu este emisiune în viața privată. Acum, avem de răspuns la două întrebări. Există două variante de decizie. Sau constatăm încălcarea codului, sau doar recomandăm redacției să scoată cele două fraze care deranjează și astfel... printr-un soi de mediere, încercăm să rezolvăm conflictul ăsta. Trebuie la vot și că procesul de mediere, de fapt, a început la momentul în care... Le-am trimis în notificare. Da, da. Eu zic să ne amintim despre rostul și rolul Consiliului. Noi nu suntem pentru a pedepsi și a penaliza presa și nici pentru a da lecții petiționarilor. Să încercăm să mediem o situație de fiecare dată. Asta e. Și atunci eu cred că părerea mea că trebuie de mers pe a doua variantă. Dar cred că punem la vot și vedem.
Bun, pentru a doua variantă care propune Alina, să propunem redacției să scoată frazele, cele două fraze. Să recomandăm, da. Constatăm exagerarea la prezentarea detaliilor, atât, nu știu. Că să recomandăm, și recomandăm scoaterea, deci fraze de după 2016. Nu sunt detalii exagerate, ele... într-adevăr sunt publice, doar că în cazul dat, pur și simplu, nu și-au relevanță și nu se justifică prezența lor, atât tot. Prima variantă, doar să recomandăm redacției. Și deja o spunem la vot și așa. Era stați artiști. Așteptați, Alecuță. Eu cred în bună intenție. Eu cred în bună intenție a jurnalistului în cazul dat. Și într-adevăr s-a bazat pe situații care au mai fost, despre care s-a scris, când inclusiv apartamente sunt trecute pe copii. Eu sunt de acord să mergem pe recomandare. Dar, ceea ce zici tu, nu mi-ați ascultat... Dar lumea când citește își creează o anumită percepție. Detaliile, virgulele, calificativele și așa mai departe creează această percepție. Nu, cum a spus Alina aici, nu sunt calificative și prea, deci sunt fapte, niște fapte. Care... That's ok. Astea sunt fapte colaterale care nu influențează niciun fel obiectul articolului ca atare. Da, și aici sunt de acord, dar așa spus, le scoatem. Păi tocmai asta se propune, să propunem redacție să scoată și Inga zice în baza la ce? În baza discuțiilor la care, concluzii la care am ajutat acum, că ele nu sunt fapte relevante pentru articol. Și în baza acestui fapt, noi recomandăm redacție să scoată din text cele două fraze. Dacă ar fi făcut demersul și ar fi constatat într-adevăr că averea a fost trecută o